ai ceva de adus într-o el atât de mult de mărfă. Da? În momentul în care cer o cotație pentru Brăila, vreau să vă spun că transportatorii se feresc de a veni în Brăila să aducă marfă pentru simplu fapt că din zona nouă ce se încarce se plece în altă parte și au foarte mulți kilometri încolo. Și automat prețul de cost e mai mare. Dau un singur exemplu care e la demâna oricui. Dacă dumneavoastră aveți nevoie mâine de să aduceți ceva în municipiul Brăila, mă rog, de unde vreți, de la București, de unde, o să observați că pe aceeași distanță de kilometri, pe 200 de kilometri, una este, un tarif este pentru și alte mașini găsești să meargă, de exemplu, București-Brașov, la un exemplu, decât București-Brăila. Pentru că, efectiv, de aici înapoi sunt turboi. E o problemă mare. Spuneam dumneavoastră salarii. Salariile nu cresc din servicii în primă fază. Salariile cresc din producție. Noi, cea mai mare producție avem la bugetare la ora actuală. Dacă mâine s-ar închide povestea cu bugetarii, da? Vreau să vă spun că în oraș ar fi nu jale, ar fi prăpăt. Deci trebuie să vină investitori care să dea salarii mari ca așa să poți să ridici pe toate treptele. Pentru că motorul economiei nu este consumul. Consumul vine după ce ai producție. După ce ai producție, vine și consumul. Noi nu putem face întâi consumul și vedem noi dacă mai vine producția. Pentru că eu vă văd la astfel benzină, dumneavoastră vindeți mie un ziar și la un moment dat noi trebuie să mâncăm, nu? Și dumneavoastră și eu, nu? Și consumăm, cumpărăm în altă parte alimente și între noi e un cerc care aici de mărtim. Nu vine nimeni din afară ca să zică, uite, eu iau o benzină la tine și mai cumpăr un ziar la doamna Mihaela. Deci eu nu spun că patronii să dea, știu că vă grăbiți, dar eu nu spun că patronii să dea din senin așa, hai fraților, de azi ne hotărâm să dăm salarii mai mari. Eu spun că personal cunosc patroni cărora le merge foarte bine, care scot bani buni și care își țin salariații la niște salarii de mizerie. Mie nu mi se pare în regulă să te gândești numai să câștigi tu cât poți mai mult pe spatele unor sclavi pe care tu îi disprețuiești și îi plătești de mizerie. Nu mi se pare în regulă. Dar știi ce s-ar întâmpla dacă ar veni mai mulți investitori? Oamenii respectivi ar avea posibilitatea să plece la un alt angajator. Da, exact. Da. Asta e povestea.